Da, bună ziua, mai bun și bine ați venit la un episod de Dota 2 după o mică pauză de o săptămânică. Bă, vreau să-l joc Morph Carry, dar m-am răzgândit pe ultima 100 de metri și vreau să facem un Morph Meme Build. O cacial mea, o nimică, o ceva varță, o să mă înjurați ăștia care jucați Morph. Dar vreau să-l joc post 4. Chiar ar trebui să facem o serie pe canalul ăsta în care eu să joc toți eroii în poziția 4 sau 5. Ca aparent, indiferent de ce rău iau, mai are 4. Să vedem ce facem cu cacialmaua mea de erou de meme build. Dar nu prea am un build în minte. Dar vedem ce putem rezolva, nu este problemă. Este imposibil să nu găsim ceva fain. Acest morf 4 nu va da greș. Măcar am set frumos pe aia, vedeți, set frumos. Voi nu aveți. Wow, am taunt, ce face tauntul? Nimă, dar trebuia să facă, na, nu. Volvo, trebuia să facă mai mult pac-pac, nu doar un pac. Trebuia să facă tu-du-du-du-du-du. Păi știe Volvo să facă taunturi. A, e shotgun, ea nu face tu-du-du-du-du-du. Dar trebuia să facă măcar de 3 ori. Magină împuțită, ne-ai furat runa. Imagina împuțită. Aș putea să fac un build de tank să mă bag în fața acolo să dea ăia pe mine. Da, vedem. Dacă nu facem maganim și copiez pe aliații mei și dobrăjile lor. Trebuie să-i dăm din aici. Nu, dăm din aici. Oameni, mă, așa cum ai dat tu din aia acolo. Mă, belințule. Vin, dai că vin. Dai că vin. Dai și la belitul ăsta. Nu-i lăsăm la cripi. Aaaa, prea târziu, nu mai trag. Trag pe următorul. Trag pe următorul. Am o prietenaș cu minte. Că nu mă te omor, măi, prietenaș. Bă, dar greu atacă morful ăsta. Agility. Se dă mai tare, imagina. Au, bă, nu da, nu mai fuge mana. Fuge-mi altceva, ha, ha, ha. Ce lume bună, auci. Bă, dar de tare, mă, imagina asta, nu vedea asta. Putem trage, putem trage imediat. Bine, zuma. Noi cu 47-le, 47. Dar moare prietenașul ăsta. Acum când trag eu se bate. Că vin prietenașul și sună-l acolo. Eu, tot pe lângă am tras. Nu mai fugi, prietenaș. Să mă duc în bază. Hai să luăm runa și să mergem în bază. Să ne regenerăm.
mai mă gândesc un pic la Will, ce aș putea să fac. Mă gândeam la un rotofatos ca să-l prindem pe magia. Că pur mă rotofatos să-l putem transforma și în molșnir de ăla. Ca să fim totuși cât de cât cu damage. Să fim un meme build de meme build. De asta ziceam. Un meme build adevărat. Mă, n-am mai murit acolo jos. Nu mai mânca mana. Mâncătorule de mana. Hai ca pe mai e match-ul ăsta așa meme build. Urmă urmează Naga cu care iar nu mă descurc și nu o să fie cine știe meci sensațional. Dar pe urmă vin niște eroi pe care pot să joc cât de cât în ranked așa mai pe bune. Da, mai e până acolo. Urmează două losuri ăsta și cu Naga. Și pe urmă mai vedem ce o să fie cu eroii alalți. Dar cu Natur Profetul am mai jucat, că ăla mai urmează. Ce mai urmează? Nyx iar e ok. Nyx, de să mă obuți. Ce zice băiatul ăsta că n-am citit? No, bun, hai că Dragonite-ul deja s-a băgat în junglă. Magina lor are free farm. Midu se descurcă și el. Eu cu meme build. Ce poate să meargă în regulă? Ce ar putea să ieșuiese aici? Bine, nu uita. Match-ul perfect. Da. Ah. Băi, am căsăm. Ai, că a venit Tiny ăsta la alt. Ce e capac nu dat Tiny-ul? Dă să iau un sentry, un observer. Boots of speed. Boots of speed. Nu mai băgăm un pic de strength, dar nu mult, atâta. Să nu mai murim așa repede. Măi, care ești aici? Mamă, că e 6 ăsta deja. Dă-le, Tiny, bate. Bate-i, Tiny. Copul nostru ce are pe ea. Are și ea, mai tine, faină. De sub urmă încălsăm ăsta, m-a lăsat singur pe lane. Că dar i-am zis că-s 4, nu știu, 3. Dacă nu văd ăștia să înțeleagă. Plângăcioșii ăștia. Că numai să se plângă știu. Viața mea, viața mea.
Deci a plecat trentulețul, deci a plecat trentulețul. Yeah, sunt toți trentul. Ajutăm pe cop mid. Hai să încercăm să ajutăm. Da, dai, mă, dau și eu ceva. Mama lui de stan. Dacă aveam un offlaner mai bun, încerc să mă bat mai altfel pe lane. Dar nu a ieșit cum am gândit eu. Mă dezamăgesc pe mine. Nu pot să cred așa ceva. O să luăm asta. Da, bine, înțeles că are haste. Nici cu ăla nu-l putem omorâ, o putut. Mortite. Hai, tu le pun și ăsta. Ăla-i, mă. Pa, da. Mergem în bază, ia să mai dăm un pic de agility, să avem și niște damage. De care se ia de hard carry, că eu nu sunt hard carry. Că nu farmez. Nebunule. Și cu inos pe noi nu-i hard carry. Your bottom tower is under attack. Ah, yes. Radiant structures are fortified. Water's rising. Mai lasă-mă în pace. Ai, fac, am zis, lăsați-mă. Lăsați-mă, că am zis fac. N-auziți. O fac din asta după mine. Your bottom tower is under attack. Caută, mă, căuta iaș. În ascunzătoare să-i caut. De nesimțiți. Ia să stăm pe aici, că cred că ne bătam. Ne bătăm. Fac, mă disperă tiny-ul ăsta. Nu
și mai am două oază acolo. Că sigur au ard, că pe aia o sări pe mine. Chiar dacă m-au văzut de la Pugi între timp, dar... Parcă o sărit înainte să aibă viziunea de la Pugi. GG. GG. And mid. And mid. Pierdem ranket. Ranketul. Pierdem ranketul. Ce deja are? Ce ne facem că nu câștigăm în ranket? Chiar nu înțeleg de ce plâng oamenii în ranket. Ia ranket în pana mea. Ce câștigi? Ce pierzi? Nu câștigi nimic, nu pierzi nimic. Că încă cade joc în ranket. Chiar nu înțeleg de ce tot plâng oamenii ăștia. Atâta. Vrei să jucați pe bune? Mergeți, frate, în ranket și jucați acolo pe bune. În ranket de ăștia noi care vor să-i găseze eroi, care vor să joace cu prietenii, nu... Nu se joacă pe bune în ranket. Chiar nu înțeleg de ce nu înțelege lumea treaba asta. Chiar nu înțeleg de ce nu dai un pic de agility. Băi, dar nu știu să bată. Ce nu am tălucat. Cine ți-i că vin? Nu, vezi că vă descurcați. Sunteți buni. Și voi vă plângeți atâta. Na, și un salv. Să nu plângi. Mai duci unul de ăsta. Sunt creepy și nu mai bătăm ăștia. A murit, un kill rai. Anti-mage. Adu-mi una. No. Yes. I stai tu. Pentru aliați parcă întrebe ce întrebe ca să dau target pe aliați. Nu era de la talente, nu era de la talente. Nu te băga așa că încă să încerc de ține. Stai că mai e o ganguleț dacă nu stau bine. Mamă că e minutul 17 și de-abia un kill am și 0 asisturi. Cel mai bun pas post 4 care există pe planeta asta. Transformă-te înapoi cu mă. Your top tower is under attack.
Radiant's courier was caught in the crossfire. Tiny pentru cum o jucam? Prea de farm. E destul de slăbuț. Dacă te killuri a făcut și ce ganguri faine odată. Nu stă rău, dar parcă mă așteptam la ceva mai mult din partea lui. Ce mai vreau să-i ce item ai? Aulă, mai trebuie mult pentru ăla. Shardu, ce face? Face undef sau nu face undef? Aceasta e întrebarea. L-am dat în mine. Nu le-ai mă, dați cu ei acum. Paștele lor. Undezi? E cam stun-ul dacă alim inima. Cine se mai pălesc că numai inima. Oh, prea lung l-am împins. Trebuie să-l împing mai puțin. Mai puțin trebuie am împins. Trebuie să mai luăm niște agility acum. Mă, dar uite aici ward, orbule. Că nici ward-ul nu-l vezi. Unde era ward-ul? Era, dar nu mai, s-a dus. Hei, doamne! Unde l-ai închis, ca? Ah, fuck, m-am încurcat în butoane. De ce m-am încurcat în butoane? Nu-mi place match-ul, nu l-am făcut bine, am dat mega fail. Se simte pauza, se simte că n-am mai jucat de mult. Mama lui de World of Warcraft, că mi-o scos Dota din cap. Parcă îmi vine să mi-și cu W ASD. Cam la nivelul ăsta sunt. Morește jos, pariu ca morește jos. Pariu de pariu. Trentul ce mai are pe el? Puși ceva, ceva. Radiant's courier was caught in the crossfire. Your middle tower. Iar au oar de slăbuziții. N-a fixat în el, te-ai teleportat. Ești genia.
Nu pot să cred, serios, nu-mi zic că scapă. Ce o scăpa, bă? Ce l-o scăpa, bă? Ce save i-o dat? Băi, bună, mă. Ăla-i. Mamă, ce lăcă. Nu că poți, poți, nu mai poți. Mă duc sus să-l mor cu magma. Nu știu că eu pot. Vin ca afară, că nu bata. None shall hinder me. You know, it's probably fine. Blink, ca ne bata. Your bottom tower. Exciting. Quiet. Your bottom tower is under attack. Ce double click faină odată acolo. Practic n-am șut ăsta. Dacă jucam eu un pic mai bine. Da, așa e. Oricum cu eroul ăsta, uitați-vă, la început am două victorii și vreo 6 losuri. Deci la ceva bun nu prea aveați cum să vă așteptați de la început. Nu era de nimic. Nu mai era. Nu-i ce treabă. Am așa. Acum mă omoară ăsta meu. Bă, atâta viață și dă niște bucăți în mine. Dați-le că vin și eu. Da, pe unde sunt? Ca fac de numai. Măcar să-i dau rampajul ăla. Urât, bă, urât, 1.95, urât rău de tot, mare viol. Mare viol. Nimic nu a ieșit, bă, dar nimic nu a ieșit meciul ăsta. Nimic. Rușine gravă. Dar mi-a plăcut cum a jucat Distractorul. Distractorul a fost MVP-ul meciul ăsta. La noi în echipă. Mi-a plăcut cum a jucat. Lisven nu a jucat rău. Și-a revenit cât de cât. Mi-a plăcut. Dacă jucam eu bine, juca și Trentul bine, juca și Copul bine, era altă viață. Dar așa numai în doi, cam greu. Asta este. Asta că trecem și de meciul cu Naga și cum, cum am zis, eu jucam mai bine, jucam mai pe bună. Un ranked frumos. Că erau ăștia cu care nu am meciuri, n-am cum să joc două. Pe oricât de mult aș filma, n-ai ce să le faci. Dacă nu e. Hei, hai, Tom. O facă unul pe tânaș ăsta aici. Roshan has fallen to the immortality. Să stăm în bază, să ne apărăm. Uite, asta e tot ce am făcut bun meciul ăsta, că am găsit un bounty rune.
treaba mea ca să fac gata. Pe bine, Vivor nu și-l salvează. Eram sigur. Eram să te lasă pe sigur la faza aia. Așa o să fie. Câștigi în ranked, de se plâng toți când pierd. Adică e în ranked, fra. Ce pierzi până la urmă? MMR? Nu! Ce pierzi? Cu o oră din viața ta oricum o pierzi, indiferent că câștigi sau nu. Nu, câștigi și ce? Nu ai câștigat? Ai câștigat meciul și... Nu-i timpul tot așa pierdut? Nu tot așa pierzi 40 de minute din viața ta făcând nimic? Păi ba da. Cioșra și până se mire că de ce nu mai joacă lumea Dota. Pui de asta nu mai joacă lumea Dota. Că în fiecare meci trebuie să ne plângem. Du-te la fântână, nu te duci la fântână, că aveam pe aia, eram pe agility, nu eram pe strength. Noi că eram pe strength, îl împingeam la fântână. Mamă, ce-am greșit aici. Era faza meciului asta. Da, fraților, ne vedem în losul următor cu Naga și cu urmă începem să jucăm pe bune. Bye, bye, bye!